Alcoolemie uriașă pentru o șoferiță din Târgu Jiu, femeia ruptă de beată a croșat cu autoturismul un pieton și nici măcar nu s-a sinchisit să oprească pentru a vedea ce a făcut. Ba mai mult, și-a parcat mașina în stația de autobuz și a mers la un bar din apropiere pentru a servi o bere, după cum chiar ea le-a spus polițiștilor. Oamenii legii care au testat-o cu etilotestul au rămas înmărmuriți când au văzut că șoferița avea o alcoolemie de 1,22 mg per litru, alcool pur în aerul expirat. O femeie din Târgu Jiu a fost ridicată de oamenii legii chiar din bar după ce a croșat cu mașina un pieton. Deci acum sunteți cu mașina și ați mai băut și o bere. Mai interesant. Eu acum am băut la o bere. Da, acum. Și de dar haideți să vedem care e problema. Haideți acum, așa zic eu. Când au testat-o cu aparatul etilotest, oamenii legii au constatat că șoferița băuse excesiv. 1,22 mg per litru a fost alcoolemia pe care a indicat-o alcooltestul. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de cetățeni cu privire la faptul că o femeie de 42 de ani din Târgu Jiu ar conduce pe drumurile publice un autovehicul aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii au depistat femeia și au testat-o cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 1,22 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. Șoferița inconștientă este acum cercetată într-un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.